Toată lumea știe cât de important este un somn odihnitor noapte de noapte, însă nu mulți sunt conștienți de pericolele care se ascund în spatele privării de somn. Somnul este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem face pentru organismul nostru alături de o dietă completă și echilibrată și exerciții fizice regulate. Toate sunt un combo ideal pentru a rămâne sănătoși și fericiți. Te îmbolnăvești mai ușor. Dacă pierzi ore de somn, organismul luptă mai greu cu bolile, căci există o strânsă legătură între somn și sistemul imunitar. Poți deveni mai vulnerabil la virusuri și te poți recupera mai greu după o boală. Poți dezvolta probleme cu inima. Mai puțin de 5 ore de somn pe noapte și mai mult de 9 au un impact negativ asupra sănătății inimii. Potrivit unei analize publicate în Jurnalul European al Inimii, privarea de somn are efecte negative mai puternice, precum atacul vascular cerebral sau boli coronariene. Poate crește riscul de cancer. Somnul insuficient este asociat cu tipuri grave de cancer, precum cel de sân, colorectal, sau de prostată. Cei care lucrează în turele de noapte o duc cel mai greu din acest punct de vedere. Un studiu din 2012 a concluzionat că cei care dorm mai puțin de 6 ore în fiecare noapte au avut un risc cu 43% mai mare de a dezvolta cancer în comparație cu cei care au dormit șapte ore sau mai mult. Crește nivelul de stres. Un medic specialist în endocrinologie a explicat că lipsa de somn determină nivelul de cortizol, cunoscut ca hormon al stresului să crească din această cauză și mușchii au de suferit, întrucât cortizolul descompune țesutul muscular. Poți avea probleme cu căderea părului și cu greutatea. Lipsa somnului poate afecta glanda tiroidă și poate duce la creșterea TSH-ului, ceea ce încetinește metabolismul și poate face ca tiroida să nu producă suficienți hormoni. Simptomele pot include oboseală, căderea părului, creșterea în greutate și depresia, relatează digiwar.ro.